Bună, sunt Sofie White, Poodle WebKids, manager și coleg raf la știri și sfatul roz. Sper că mă știți și vă pup cu drag. Am revenit cu episodul 5, este unul atractiv. Din fericire, din păcate, avem numai 4 întrebări de la Ionuț, eu și îl mulțumim foarte mult. Am păstrat 4 întrebări din cele care trebuiau să fie în episodul 2, dar dacă am mai refăcut episodul 2 de 3 ori, pentru că nu s-a descărcat și am avut probleme tehnice, atunci am păstrat 4 întrebări și astăzi vom avea 4 întrebări și 3 știri noi. Și vi le prezint cu mare drag pe prezentatoarele noastre, rozaricile voastre, Sweetie și Sharpay și Pinky. Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la știri și sfat roz! Vă iubim pe toți și sper să fi fost un weekend grozav! Eu sunt Sharpay Pinpony. Eu sunt Pinky, with me vegan. Și haideți să începem cu cele 4 întrebări frumoase și 3 știri drăguțe. Sofie, ne ajută cu întrebările. Sigur. Mulțumim. Cu plăcere. Îi mulțumim foarte mult lui Ionuț eu. Să începem cu întrebarea 10 la care am rămas. Cum sărbătorez ziua webcam-ului meu, fetiță de 8 martie? Răspund eu. Recunoaștem și ne cerem scuze, mii de scuze că am răspuns așa de târziu la această întrebare, pentru că trebuia să fie pe 8 martie. E, acum este mult mai târziu, dar într-un 8 martie viitor, noi trebuie să îi dai niște mâncare specifică a ei, să-i faci o petrecere cu tema anotimpului respectiv, primăvara. Are acolo un shop mai multe teme pe care le poți adapta tu pentru 8 martie. O să-i cumperi hăinuțe noi și să-i faci toate poftele. Asta sărbătorești, faci o petrecere de 8 martie. Întrebarea numărul 11. La ce oră să-mi pun webcam la culcare? Răspund eu. Poți să spui webcam la culcare atunci când și tu te duci la culcare. Adică când te duci tu în pat, atunci îi pui pe fiecare webcam în pat la culcare sau lelcam sau ce ai tu în colecția webcam. Te duci la culcare, adică dacă eu zic acum webcam să nu pui lelcam sau Zambadi, nu. E, pui toată colecția care o ai în paturi, le cumperi patru favorabil și pui pe toți să facă așa de somn. Și apoi, dacă vrei să le pui și o melodie, eu de favorabil, eu îi pun direct în pat. Ca să nu te duci la doctor Cox să se îmbolnăvească, Doamne ferește, și batem în lemn și pe urmă să dați vina pe mine, nu. Deci și duceți în pat atunci când și tu te duci în pat, da? Deci atunci când te culci tu, e vremea să se culce și ei. Dar neapărat să-i pui în pat. E valabil pentru toată lumea. Întrebare numărul 12. Ce haine în realitate este ar potrivi lui Dumbo, elefant velvety? Te spun eu. Noi îl cunoaștem pe Dumbo foarte bine, știm din filmulețele tale cu prezentarea familiei. Nu am venit de asta aici în studio. Îl poți îmbrăca cu o haină făcută de tine, de exemplu, poți să-i pui hăinuțe de la păpuși, dacă ai, de la bebeluș sau așa am făcut eu. Deocamdată i-am dezbrăcat pe toți pentru că am avut o știre oribilă, că blănița lor se strică dacă se spală sau se pune ceva pe el, o hăinuță acolo. Dar hăinuțele Wilkins sunt special făcute așa că poți să-ți cumperi un set de hăinuțe Wilkins și să îl îmbraci pe Dumbo. O poți să-i pui ori haine de la păpuș, ori hăinuțe originale Wilkins. De favorabil un tricou t-shirt, un tricou t-shirt Well of Wow, sau și o fustiță, poți să-i pui, dacă e băiat, e băiat, deci scuză-mă, nu poți să-i pui fustă, îi pui niște pantalonași, un tricou și o lesă. Și ultima întrebare, întrebarea 13, cum îi aranjez părul căluțului meu Pinto, că îi stă în toate direcțiile? Răspund eu. Noi știm pe căluțul tău Pinto, este foarte drăguț, n-am văzut însă că îi stă în toate direcțiile părul. Foama lui, după cum vedeți la Sharpay, Bidri a periat-o cu peria. Deci e un pierdăn, o perie, ceva de jucărie sau chiar ce ai tu un lan de mână și îi pui și îi peri coama în ce direcție vrei. De fapt, probabil cred că așa. Da? Deci e o perie și îi pierde. Am terminat cu întrebările. Acum să spunem cele 3 știri noi. Încep eu. Prima știre este că
Dacă vă duceți la jocul Spree și dați cu zarul, puteți câștiga să ajungeți la mol. Dacă ajungeți, sunteți foarte norocoși pentru că puteți câștiga o pun. Deci dacă colecționați toate pungile, 5 sau 6, nu mai știu cât erau, toate culorile de pungi, atunci puteți ajunge la mol Spree și puteți cumpăra cu banii colecționați pe de-a lungul timpului, și puteți cumpăra de la mall-ul Watkins câte ceva. O mașinuță, o hăinuță, mie mi-au plăcut toate și am cumpărat. A doua știre este că au apărut animăluțe Watkins noi. De favorabil, în luna iunie vor apărea niște Watkins surpriză, surpriză, foarte frumoase, adică puteți să vă cumpărați, dați fuga la magazin, eu nu știu dacă să mai îmi cumpăr, dar o să iubesc întotdeauna Wilkins, deci să nu vă faceți că ați auzit asta. Deci dați fuga la magazin în luna iunie, că tot e luna copilului și puteți cumpăra Wilkins noi. Și ultima știre este că, dacă știți, au apărut pe Pika News, pe WebKit News, au apărut o provocare nouă, la care puteți să răspundeți și puteți câștiga ceva roz, foarte frumos, pentru că tot suntem noi roz și este emisiune roz, puteți câștiga lucruri roz de la Dragonița Roz, adică eu. Deci, luați 5 capete de Persepon, dacă știți, este cățelușa roz cu moda, ajutoarea lui PJ Coli, Polly Jean Collie, deci luați 5 capete și puteți să vă băgați username-ul și parola și ați câștigat cu mare drag articole roz, haine, mobilier și așa mai departe. Noi vă mulțumim, acestea au fost și știrile și întrebările, vă mulțumim și până în episodul 6 vă spunem la revedere! Pa!